Străzile arondate fiecarei școli pentru înscrierea copiilor în clasa 0, alături de numărul de clase alocate, vor fi afișate începând cu data de 16 februarie și nu de luni 9 februarie. Părinții vor putea așadar să meargă să depună dosarele de înscriere de pe 23 februarie până pe 13 martie. Cererile pot fi completate online sau direct la unitatea de învățământ, însă pentru validarea actelor tot va fi nevoie de un drum până la școală. Părinții suceveni care își vor înscrie micuții în clasa pregătitoare au posibilitatea să afle în această săptămână doar informații cu privire la oferta educațională din școli și să-și aleagă cea mai potrivită unitate de învățământ pentru cel mic. Asta pentru că înscrierea în clasa pregătitoare și clasa 1 a fost decalată cu o săptămână față de proiectul supus dezbaterii publice. Conform ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice numărul 3171 din 5 februarie 2015, publicat în Monitor Oficial din data de 9 februarie 2015, a fost aprobat calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016. Astfel, activitățile specifice pregătirii înscrierii în învățământul primar demarează în data de 16 februarie 2015 prin afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, a numărului de clase pregătitoare la sediul fiecărei unități de învățământ. Vizitarea sălilor de clasă se va putea face în cadrul evenimentului Ziua Porților Deschise. Copiii care urmează să fie înscriși în clasa pregătitoare se vor bucura anul acesta și de o zi cu totul specială, în care vor face un tur al școlilor unde funcționează acest tip de clase. În intervalul 18-26 februarie, în fiecare unitate de învățământ cu clase pregătitoare din județ, va fi organizată Ziua Porților Deschise. Atunci, părinții și prichindeii vor primi detalii referitoare la calendarul de înscriere și metodologia de la cadrele didactice specializate. Completarea de către părinți a cererilor tip de înscriere la unitatea de învățământ se face în perioada 23 februarie-13 martie 2015. Oficial, înscrierile încep pe data de 16 februarie până la începutul lunii martie, 2 săptămâni. Este prima etapă, o să avem și a doua etapă. Părinții trebuie să vină însoțiți de copiile după buletinele de identitate sau cărțile de identitate, după certificatul de naștere al copilului și după fișa cu vaccinurile. Și completează o cerere tip la noi la secretariat și cu asta s-a încheiat înscrierea. Depunerea și validarea cererilor tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la o școală specială se vor face între 23 februarie și 13 martie 2015. În clasa pregătitoare pot fi înscriși toți copiii care până la data de 31 august 2015 împlinesc 6 ani, cei care vor împlini această vârstă în perioada septembrie-decembrie 2015 și pe care părinții îi vor în clasa pregătitoare vor fi înscriși doar dacă trec de evaluarea psihosomatică. Rezultatele cu cei înscriși în clasa pregătitoare vor fi afișate pe 20 și 21 martie. Criteriile rămân aceleași ca și până acum și cel mai important este faptul că nimeni nu poate ocupa locul unui alt copil din circumscripție. Dacă părinții doresc să ocupe un loc într-o altă școală decât cea de care aparțin, trebuie să știe că acolo prichindeii vor concura pe locurile rămase disponibile, iar unitatea de învățământ respectivă poate aplica propriile criterii de departajare. A doua etapă de înscriere pentru clasa pregătitoare începe pe 24 martie.